Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Cu ce provocări se ocupa Adela Popescu ca și mamă? Prezentatoarea le-a povestit totul fanilor din mediul online. Adela Popescu este o soție și mamă dedicată celor trei băieți ai săi iar, uneori, lucrurile o pot lua razna, mai ales dimineața. Prezentatoarea a povestit cu ce se confruntă și cât de inventivă trebuie să fie cu micuții. Prin ce provocări trece Adela Popescu? Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Aceștia sunt părinții a trei băieți, care le seamănă în totalitate. Deși amândoi se implică în creșterea și educarea micuților, prezentatoarea le este mai des alături, în timp de partenerul ei are diferite filmări. Aceasta le-a povestit fanilor cu ce provocări se confruntă, mai ales dimineața. Recunoaște că nu îi este greu să-i adormă pe băieți, problema apare la trezire. Dacă unul dintre ei se trezește foarte devreme, va încerca să le dea deșteptarea și fraților lui. Pentru a evita, Adela Popescu încearcă să găsească tot felul de activități care să le țină atenția și să fie ocupați cât mai mult. Nu să culc trei copii e cel mai complicat, așa cum ați fi bănuit. Ci să fac tot felul de scheme ca să nu se trezească reciproc foarte devreme. Abia asta e adevărat provocator și dureros, a povestit de la Popescu la Instagram. Micuții au ieșit afară diste dimineață. Văzând că nins în București, iar micuții se vor putea bucura de zăpada de afară, a Adela Popescu i-a îmbrăcat adecvat și i-a scos afară pentru a se distra. Cu toate că are o idee foarte bună, după ce le-a pus costumele, ei au avut nevoie de toaletă, astfel că a trebuit să-i schimbe iar, proces care a durat destul de mult timp. Stați! să îi îmbrac pe toți trei în echipamente de zăpadă ca mai apoi să vrea la pipie, cred, la egalitate, a mai scris -a de la Popescu la secțiunea de Instastory.